eliminat chiar de actuala sa echipă, sau mă rog, scoasă atunci echipa piteșteană din lupta pentru locurile de play-off, avea să plece apoi bulgarul în Franța și revenit la începutul acestui sezon, iată, în prima ligă din România. Primul atac așadar aparține roșialbaștrilor, cu Brandon Taylor, care scoate pentru Dragan Zekovic. Pavel Marinov scoate pentru aruncare de trei a lui Taylor, care a crezut că a călcat afară. Oh, blocat aici Supanov, Jason Boone. A făcut pași aici Ivan Șirișcevici. Un prim minut deocamdată fără puncte. Avansează Taylor. Ivan Șirișcevici depășit ușor aici. Foarte bună pătrunderea lui Pavel Marinov. Ora 0 pentru Steaua. Goran Martinic, Supanov pentru Nemanja Alexandrov. Ratare dintr-o poziție extrem de favorabilă, în schimb profită Steaua foarte repede. Două puncte reușite de Dragan Zekovic, aruncare de trei prea scurtă a lui Șirișcevici, însă își recuperează singur mingea, apoi faultat Martinic. Un început de sezon foarte bun al lui Goran Martinic. Vorbeam de acea partidă de la Pitești, chiar dacă a fost pierdută de Craiova, Martinic a reușit mai puțin de 25 de puncte. De asemenea, cel mai bun meci al său a fost cel cu Timba Timișoara, când a marcat 30 de puncte și a avut numai puțin de 11 pase decisive. Dar pe Martinic, o zonă destul de aglomerată, scoate bine, însă Martinic! Asistul pentru Ivan Șirișcevici. Primele puncte reușite și de craioveni. Asistul lui Martinic. Marinov scoate pentru Brandon Taylor. Trecus acolo Brandon Taylor, este agățat. Pavel Marinov, ce ușor pierde aici, greșește apoi și Martinic, dar apoi încearcă să impresioneze pe arbitri cu acea cădere. Plecase însă într-o altă zonă acolo Goran Martinic. George Darviș are pe unde să progreseze acest atac al Stelei, însă apare foarte bine Supanov și reușește primele sale două puncte. Jason Bun, concurență interesantă la Steaua Supanov în acest sezon. Martinic frumos reușește să pătrundă aici 5-6. Șirișcevici și
dată. A merge la linia de liber acolo. Pavel Marinov. Așadar încă 3 puncte pentru Steaua. Atacuri rapide ale craiovenilor. Vine din nou Goran Martinic, blocat acolo. Atac de 14 secunde, a intrat și Vârnă, una dintre revelațiile Craiovei. Foarte bună fenta, aruncare excelentă a lui Radu Vârnă, care, iată, prinde loc de titular și datorită acelei reguli de la reguli de jucători sub 23 de ani. Face un atac de 3 puncte aici Martinici, dar poate restabili egalitatea cu 2 puncte de la libere. Prima aruncare însă este ratată. Transformă apoi, fără probleme, Martinici, cea de-a doua aruncare, apărare foarte agresivă aici a Craiovei, să vedem însă dacă poate profita Steaua, pasă frumoasă și slam dunk, reușit de Jason Boone. Foarte bun însă și asistul lui Pavel Marinov. Unul dintre cei mai buni jucători la Pitești în stagiunea precedentă. Aruncare slabă aici. Și este atacul, este posesia Stelei. Repune Darviș. Marinov, ofentă. Uite pentru Bun, nu e nimeni însă sub panou. Bun, iese bine pentru a face blocaj și apoi apare la finalizare. Pași însă ai lui Jason Bun. 116 kg are Jason Bun. A jucat foarte mult timp în Germania și câștigat FIBA Euro Challenge în 2010 cu Göttingen. Ivan Șirișeviș, cel mai bun marcator din acest prim sfert, 10-11. Darviș pentru Bun, sub panou, aruncare de 3, ratată însă, foarte aproape să recupereze acolo Marinov. Acționează rapid Radu Vârnă, pătrunde Vârnă, frumos, scoate apoi la 3, nu e liber însă de aruncar pentru aruncare. Nemania Alexandrov, dar reușește Ivan Șirișevici să o aducă pe Craiova pentru prima dată în avantaj în această partidă.
Încă 4 minute din acest prim sfert. Am văzut acolo o discuție între Tuiala și Pavel Marinov. Aruncare slabă aici. Martinic. Are însă pe unde să arunce. Scoate din nou la 3. Cirișević, fabulos. 3 puncte plus o aruncare. Fantastică evoluția lui Cirișević în acest prim sfert. 8 puncte și poate face 9 după acest timeout. Am auzit ce a avut de spus antrenorul finlandez al Stelei Iuka Tuiala. 3 titluri în Finlanda pentru antrenorul de 45 de ani. Înscrie Cirișević și e cel mai mare avantaj al Craiovei, iată, și cel mai mare avantaj din această partidă. 5 puncte diferență. Aruncare de 3, foarte bună! Excelentă! Această finalizare a lui Runkauskas cu primele sale puncte în această partidă. 17 la 14 și Cirișević pentru Nemanja Aleksandrov scoate pentru Vârnă. Forțează aici aruncarea. Darwish pentru noul intrat Luca Lapornic. Teren acum și Cătălin Baciu. Revine și Dragan Zeković la Steaua. Ceva mai mult ceva mai mult talie în acest moment Supanou cu Baciu și iată aici Dragan Zeković. Darwish putea aproape să facă pași acolo. Un dribling ciudat al lui Lapornic. Baciu aruncă cu omul în față și reduce diferența la doar un punct. Martinic. Oh, ce frumos! Nemanja Aleksandrov greșește. Cred că nu se aștepta. A văzut bine Martinic, putea să iasă o fază foarte spectaculoasă. Aici, în schimb, o pasă foarte puternică, inabordabilă chiar a lui Darwish. Intră pentru Craioveni, pentru prima dată în această partidă, și estonianul Martin Pasoia.
Nemanja Alexandrov. Șirișević. Ce sfert are Șirișević. Pasă bună pentru Alexandrov. 19 la 16. Aruncare de 3, ratată. Și e posesie din nou pentru Craiova. Orbeanu, Vârnă, Șirișević, Pasoia și Alexandrov în teren la Craiova. O recuperare în defensivă aici a lui Luca Lapornic. Avansează, scoate la 3, poziție bună, aruncare însă ratată a lui Darviș. Șirișević, Pasoia. Pătrunde Alexandrov și înscrie pe lângă Baciu. Șirișević rămâne însă cel mai bun jucător de pe teren, 12 puncte, o recuperare și un asist. Baciu, Supanou, două puncte ușoare, foarte bine lucrat această fază. Va mai avea timp, în mod normal, și Steaua de un atac. Craiova va încerca să consume cât mai mult din secunde. Aruncare de 3 a lui Șirișević! Fabulos! Fabulos Șirișević! Incredibilă evoluția sa, replica Stelei, dar e un avantaj de 4 puncte. După acest prim sfert, Șirișević cu 15 puncte. Fantastic! 24 la 20 așadar pentru Craiova după acest prim sfert foarte spectaculos.